Domnule prefect, stimați invitați, dragi veterani de război, cu sentimente de înaltă cinstire și aleasă prețuire pentru voi, cei mai în vârstă ostași ai țării, ne adresăm cu ocazia aniversării zilei de 29 aprilie, ziua veteranilor de război, ca un înalt și vibrant însemn de recunoștință pe care țara și națiunea le-o poartă vitejilor luptători de atunci, bravilor veterani de război de astăzi. Ziua de 29 aprilie este o dată cu rezonanță istorică pentru supraviețuitorii celui de-al doilea război mondial, fiind un moment de o puternică încărcătură emoțională, de rememorare a unui trecut glorios, dar și a unor momente de dăruire, devotament și credință petrecute în cei mai grei ani ai războiului. Bună ziua, domnilor și domnilor, domnule primar, distinși invitați ai instituțiilor publice de concentrate, domnilor comandanți, Ministerul Afacerilor Interne și Ministerul Apărării Naționale. Ziua veteranilor de război pe care o aniversăm astăzi, pe 29 aprilie, a devenit deja o tradiție militară, un prilej pentru de a-i cinsti pe cei care au apărat cu propria viață valorile noastre naționale. Omagiem astăzi dragostea de țară, jertfa și sacrificiul celor care au cunoscut cele mai devastatoare și violente încleștări militare din istoria omenirii. Fie că ne referim la cele două mari războaie mondiale sau la războiul de independență. Soldații români au pus mai presus de propriul destin, viitorul patriei și împlinirea dezideratelor naționale și ne înclinăm în fața lor cu recunoștință și respect. Devotamentul și abnegația cu care militarii noștri au slujit drapelul național, uneori cu prețul sacrificiului suprem, au făcut ca România să fie astăzi o țară respectată, o țară membră a Alianței Nord-Atlantice și într-un parteneriat solid cu Statele Unite ale Americii și Uniunea Europeană. Profesionalismul și competența, spiritul de camaraderie ale militarilor români sunt cunoscute și apreciate și astăzi, atât în țară cât și peste hotare, în rândul aliaților noștri externi. Avem așadar datoria de a cinsti memoria eroilor neamului românesc și de a face tot ce ne stă în putință pentru a păstra integritatea și libertatea țării noastre. Se pregătește primăria și Consiliul Local Piatra Neamț.